Te salut și facem astăzi o lecție introductivă despre cerc. Cu siguranță, cu cercuri și discuri te-ai întâlnit în viața de zi cu zi frecvent. Capacele de, nu știu, diverse obiecte au formă de disc la suprafață aici. Dacă te uiți, este un disc. Brățara de la mâna mea este sub formă de cerc, dar te rog să îți imaginezi că n-ai niciun pic de grosime, că altfel devine altceva. Ce este cercul? Definiția este una extrem de simplă. Mulțimea punctelor din plan egal depărtate de un punct fix numit centru. Hai să desenăm și să-l și desenăm cercul. Normal, cercul se desenează, eu l-am luat că l-am pe tablet aici din predefinit, să spunem, dar el normal se desenează cu instrumentul numit compas. Deci vei pune vârful ascuțit al compasului pe foaia de hârtie, îl fixezi, prins cu două degete, dar și numai de partea aceasta, să nu, dacă prins de mai jos, deja îi schimbi raza și miști, ții bine foaia de hârtie și miști doar vârful ascuțit și în felul acesta ți-a rămas fixat și punctul numit centru și ai și desenat. Și punctul numit centru, unde e înțepat acolo, chiar e bine să îl marchezi cu ceva. Se poate desena folosind aceeași proprietate. Uite, eu o să-ți arăt și cum îl desenez doar cu creionul, folosind aceeași definiții. Pun degetul pe foaia de hârtie fix și atunci înseamnă că eu nu mișc, nu schimb această distanță de la degetul meu la foaia de hârtie. Și nici doar foaia de hârtie, deci am păstrat aceeași definiție, adică mișcând doar foaia de hârtie, lungimea aceasta, distanța de la degetul meu la vârful creionului nu s-a schimbat și ea privește, pare chiar mai frumos desenat decât cu compasul, dar evident că aici punctul centru este, n-a rămas fixat, că degetul meu nu are, nu este ascuțit. Și hai să fixăm elementele cercului. Deci am stabilit că orice cerc are un punct numit centru. O, centrul cercului. Centru. Avem raza cercului, segmentul care unește centrul cu un punct al cercului. Deci un segment care unește centrul cu un punct de pe cerc se numește rază. Atenție, câte raze pot desena? Lungimea oricărei raze este aceeași, conform definiției, puncte egal depărtate de un punct fix numit centru. Deci lungimile razelor sunt aceleași. Dar câte raze pot desena? Câte puncte are cercul? Păi cercul are o infinitate de puncte și atunci evident că vor fi o infinitate de raze. Segmentul care unește două puncte ale cercului se numește coard. Deci e mien coarda. Câte coarde putem desena? O infinitate de coarde. Și avem o coardă specială. Coarda care trece, care conține centrul cercului, se numește diametru. Uite, pe tableta grafică cu care scriu eu aici, am un cerc din plastic. Și hai să vedem de câte ori încape acest diametru în lungimea cercului. Vezi, odată, țin degetul ca să aproximativ, tu poți să faci experimentul ăsta acasă, singur, singurel și îți va fi de mare folos pentru că vei vedea o proprietate extrem de importantă. Deci, vezi, de 3 ori a încăput și mi-a mai rămas un pic. Deci, diametrul unui cerc încape în cerc de 3 ori și mai rămâne un pic. Deci, s-a observat că dacă desfacem un cerc din ață sau din sârmă, și luăm un diametru, diametru încape în cerc de 3 ori și mai rămâne un pic. În felul acesta am descoperit o proprietate extrem, extrem de importantă. Deci,
lungimea unui cerc împărțită la diametrul său ne dă aproximativ 3 și un pic. Picul acela s-a constatat că este 1, 4, 1 și multe zecimale, adică ceea ce în matematică se notează cu pi, cu litera grecească pi. Un număr irațional nu se poate scrie sub formă de fracție ordinară ca raport de două numere naturale în cazul acesta că e pozitiv. Și am descoperit astfel, să zicem, formula cu ajutorul căreia vei calcula lungimea cercului. Lungimea cercului este pi ori diametrul său. Dacă ne uităm pe cercul pe care l-am desenat anterior, diametrul este coarda care trece prin centru și atunci avem o observație extrem de importantă că diametrul este format din două raze. Și atunci ne întoarcem și scriem formula cum va trebui să o memorezi. Lungimea unui cerc este 2 pi r, pentru că diametrul l-am înlocuit cu 2 r. Deci prima formulă pe care trebuie să o înveți, că evident că diametrul două raze, cred că deja ai reținut-o. Notăm cercul cu un C, așa rotunjit, precizăm centrul lui și raza. Deci dacă adăugăm punctele interioare, vom obține ceea, deci cercul cu mulțimea punctelor interioare lui, îl vom nota cu D și citim discul de centru O și rază R. Deci brățara mea are forma unui cerc, pe când acest capac are forma unui disc. Deci conține și cercul și punctele interioare lui. Vom face primele 3 probleme. Avem un cerc pe care am să-l măresc și îl pun aici, că este mai bine să facem rezolvarea de desubt. Îi vom marca centrul. Centrul O ni se spune că avem o coardă situată la în cercul de rază cu raza de 10 cm, o coardă a unui cerc cu raza de 10, hai să ducem coarda, se găsește la distanța de 4 cm față de centrul cercului. Deci duc perpendiculara din centrul cercului ca să marchez distanța, eu voi pune aici M, să punem distanța este de 4 cm, iar raza cercului este de 10 cm. Evident că o să o duc și pe cealaltă, de 10 cm. Și voi nota coarda cu AB. Hai să notăm. Bun. Atenție, nu desena de dinainte razele, pentru că cercul având o unitate de raze este important să ți le desenezi pe cele care sunt de folos. Și hai să vedem ce avem. Nu e nevoie de nicio teoremă de ținut minte. Manualele precizează, evident corect, că distanța de la centrul cercului la o coardă a cercului are perpendiculară adusă din centrul cercului pe o coardă a cercului are piciorul în mijlocul coardei. De ce spun că nu e necesar să reții această teoremă pur și simplu? Pentru că sunt cunoștințe elementare de geometrie de clasa a 6. Ia priviți voi, hai să spunem, demonstrații. Triunghiul OAB este un triunghi isoscel datorită faptului că OA este egală cu OB pentru că sunt raze ale aceluiași cerc și razele am stabilit că sunt au lungimile egale, sunt congruente. Bun, păi dacă triunghiul isoscel și noi am construit OM perpendiculară pe coardă, noi știm că înălțimea adusă din vârful unui triunghi isoscel este și mediană. Deci OM este înălțime în
triunghiul isoscel OAB, deci va rezulta că OM este și mediană și dacă este mediană, înseamnă că M este în mijlocul segmentului AB. Noi trebuie să aflăm lungimea întregii coade. Evident că nu vom putea afla direct pe AB. Dar ea privește, dacă te vei uita la triunghiul OMB, triunghiul OMB are măsura unghiului M de 90 de grade. Are ca teta OM de 4 cm și are ipotenuza OB, latura care se opune unghiului drept, de 10 cm. Și conform teoremei lui Pitagora, chiar dacă ești în clasa 6, ai învățat teorema lui Pitagora, întotdeauna suma pătratelor catetelor, deci încep întotdeauna din vârful unghiului drept, m de pătrat plus m o pătrat, deci totdeauna din vârful unghiului drept, sau la început, până te obișnuiești cu teorema lui Pitagora, egal cu ipotenuza la pătrat. Și vom înlocui. Pe mb nu-l cunoaștem, m o îl știm 4, egal cu 10 la puterea a doua. Deci vom avea mb la a doua egal 10 la a doua 100 minus 4 la a doua 16, deci mb la a doua este 84. De unde mb? Dacă ești în clasa 6, nu ești familiarizat cu radicalul, dar în clasa 7 clar că ești familiarizat, radical din 84, îl vei descompune, nu te chinui să-l faci mental. De ce? Pentru că la examen sub, nu știu, ești emotiv, poți greși. Cel mai bine pe hârtie. 2, 21, 3, 7, 7. 2 de radical din 4, din 2 la a doua este 2, deci ne-a rămas 2 radical, 3 ori 7, 21. Dacă MB este 2 radical din 21, înseamnă că AB va fi dublu 4 radical din 21. Și asta este prima problemă pe care ți-am propus-o, evident, la început, prima parte din cerc. Trecem la a doua problemă. Vom desena la fel cercul. Îl duc unde ne place nouă să desenăm, să-l punem, hai să-l și mărim puțin. Așa, îi voi pune centru și apoi vom discuta problema. Hai să-i marchez cu negru centru. Îi spunem O. O coarda unui cerc cu lungimea de 10 cm, deci de data aceasta coarda are lungimea de 10 cm, coarda o voi nota AB. Are lungimea de 10. Se găsește la distanța de 12 cm față de centrul cercului. Duc perpendiculară și pun punctul respectiv M. Aș fi luat radiera să mut, să pun M. Bun. Și nouă ni se cere să aflăm lungimea razei. La fel, nu duci toate razele, că te pot încurca. Deci nu duci la întâmplare raze. Am dus o A și o B. Deci cele două raze care ne sunt de folos în problemă nouă. Și iarăși, la fel, precizez că teorema nu trebuie memorată. Pentru că să scriem demonstrație, pentru că OA este egală cu OB și egală cu rază, înseamnă că triunghiul OAB este isoscel. Păi dacă e triunghi isoscel, OM este construit perpendicular pe AB, înseamnă că OM este înălțime. Și dacă OM este înălțime, înseamnă că OM este mediană în acest triunghi. Și dacă este mediană, înseamnă că M este mijlocul segmentului AB. Deci vom putea preciza că AM egal cu MB, cum lungimea acestei coarde era de 10 cm, înseamnă că e de 5 cm. Și scriu pe ea, 5 cm. Știm că distanța este de 12 OM și nouă ni se cere raza. Tot teorema lui Pitagora, dar de data aceasta, dar putem să luăm, de data aceasta o să lucrăm în triunghiul OMA cu măsura unghiului M de 90 de grade. Din vârful unghiului drept, ne uităm la unghiul drept și încep.
M O pătrat plus M A pătrat este A O pătrat. M O pătrat 12 la pătrat 144 plus 5 la pătrat 5 ori 5 25 este A O pătrat. Deci A O pătrat este 169, de unde A O este radical din 169. Dacă l-ai memorat bine, 13, dacă nu, te duci și extragi radical. Deci lungimea razei cercului este de 13 cm. Și ți-am mai propus încă o problemă în această prima parte, lungimea unui cerc este 8 pi centimetri. Aflați lungimea razei cercului. Păi am amintit cu acel experiment, așa, cu diametru, că diametru încape de 3 ori și un pic, adică de pi ori în lungimea cercului. Deci am descoperit formula, lungimea unui cerc, nici nu-l mai desenăm, este 2 pi r. Lungimea cercului la noi este 8 pi. Egal cu 2 pi r, vom împărți toată relația la 2 pi și vom avea 8 împărțit la 2 fac 4, pi împărțit la pi 1, 4 ori 1, 4. Egal, 2 pi împărțit la 2 pi 1, 1 ori r, ier. Deci raza cercului este de 4 cm. Spor și te rog să urmărești și următoarele părți din cerc.